Așa cum ați auzit, peste 90% din candidații la admiterea în magistratură au picat testul psihologic. Domnule Darie, spre ce ne îndreptăm? Cât de grav este situația? Acum, eu nu știu dacă e neapărat rău sau dacă nu, cumva, s-ar putea Bine să fie un noi. Semn bun. Pentru că, vedeți, încerc să comentez chestiunea, nu jurnalistic, ci... Bun, nu sunt psiholog, dar uh, mai văzut și eu ce înseamnă teste de genul acesta. Într-un fel și noi sociologii folosim niște chestiuni similare, chiar dacă au altă miză. Și acolo problema este următoarea. Din ce știu, dacă vrei să fii magistrat dincolo de, mă rog, uh, studiile în drept, dai un examen, un examen care știu că este foarte greu și foarte complex, și parcă după ce treci de examenul acesta, se pune problema acestui test psihologic. Acum, teste psihologice există în multe instituții, unele mai grele, unele mai puțin grele. La magistratură mi se pare normal să fie printre cele mai grele. Pentru că totuși ai în mână până la urmă, în psihicul tău, dacă vrei, în capacitatea de efort, în ultima instanță, și în raționamentul tău, ai viețile unor oameni. Și e o chestiune totuși incomparabilă cu aproape orice altceva, poate doar cu situația de a, fi, de a fi medic. Ei, problema este următoarea, că un test de genul acesta este de obicei adaptat, sigur, profesiei și poziției pentru care se, se oferă. E un test care are mai multe componente și ați văzut că este vorba și de o chestiune care ți are o componentă cognitivă de capacitate de raționament, care e foarte importantă pentru un judecător, pentru un procuror și așa mai departe, are o componentă emoțională, are o componentă în care se uh, evaluează și capacitatea de efort, rezistența la stres, capacitatea de a relaționa cu publicul, pentru că până la urmă este și o expunere constantă la public. Deci sunt multe componente. Acum, nu e foarte clar din știrea aceasta care a circulat astăzi la ce component a fost cea mai mare problemă și bănuiesc că lucrul ăsta se știe de către examinatori care au niște statistici în față și bănuiesc că presiunea cea mai mare a fost pe una dintre aceste, aceste, componente. Din ce știu, de exemplu, testele de tipul acesta au un etalon. De exemplu, tu aplici testul și stabilești care este scorul de trecere în funcție de aceste talone. Etalonul poate fi populația mare, poate fi Comunitatea profesională, înțeleg că de anul acesta etalonul acesta e comunitatea profesională, adică magistrații care există acum în funcție ei sunt etalonul pentru punctajele respective, în așa fel încât dacă obții un punctaj sub un anumit score, evident se consideră că nu ești potrivit pentru acea funcție. Și Probabil că acum testele au fost mai dure decât anii anterior. Vedem că există posibilitatea de a da încă o dată testul și chestia asta a ridicat anumite probleme în public astăzi. Am văzut chiar niște comentarii legate de această poveste. Dar e normal să poți da încă o dată testul pentru că totuși e un test psihologic, nu este inginerie. Pot să intervină o grămadă de variabile care dezavantajează dezavantajeze la un moment dat și dacă, de exemplu, data viitoare obții un scor mai bun la, evident că nu la același test, da, dar la un test uh, similar prin care redai această probă, atunci înseamnă că e o problemă și cu, cu testarea respectivă. Ești bănesc e o chestiune care vine din pachetul testului oferit. Înțeleg că testele astea sunt avizate de colegiul psihologilor sau cum se numește. Nu cred că sunt neapărat mari probleme. Pe de altă parte, e normal să fim foarte exigenți pentru că vedem că în tot toate instituțiile și în tot mediul instituțional în ultima vreme au apărut tot felul de probleme. Și da, e normal să fim exigenți, cred eu, la selecție mai degrabă decât la testările periodice, pentru care nu știu dacă mai sunt atât de relevante. Pe măsură ce omul capătă multă experiență, e mai greu să-ți dai seama după 20 de ani când nu este potrivit. Deci bănuiesc că la intrarea într-o anumită funcție este mult mai bine să fie oferite aceste teste. Oricum pe cei care intră acum îi așteaptă o perioadă destul de lungă. Sunt cursul acela de la Institutul Național Magistraturii, pe urmă trebuie să dea niște examene, pe urmă trec prin niște grade profesionale, nu e ca și cum mâine ar ajunge judecător sau procuror. Dar dacă s-a decis ca această componentă să fie mai puternic evaluată la intrarea în profesie, eu zic că este o chestiune bună pentru societatea românească.